Na, bună ziua, mei buni, și bine ați revenit într-un nou gameplay din GTA 4 cu Dorel, bineînțeles. Astăzi vom merge prin oraș cu această motoretă care și-o cumpărat-o el acum. Să vedeți numai ce o să facă cu ea. Ușor, Dorele, ușor, stai așa. Să verificăm ruta pe care trebuie să meargă. Nu te grăbi, stai așa. Să staționăm așa frumos aici. Da, foarte exhausting, cum o zis ăla. Deci noi trebuie să ajungem aici, la garajul nostru, desigur. Deci pe acolo vom și merge atunci, Dorel. Hai, da. Ușor, domnul, ușor, că nu calc pe nimeni. That's much better. Hai, da, Dorele. Dă-i drumul, mă. Mă, bine. Așa se fac curbele în ziua de astăzi. Dorel știa asta. Mult mai bine decât oricine, mă. Înțelegeți? Tragem așa frumos pe lângă ea și o luăm. Ai comentat? Stați așa. No, bun, hai da. Hai da, Dorele. De cu tale îmi trebuie să mergem pe acolo, no, bine. E foarte bun radarul nostru. Este foarte bun și de calitate, vă dați seama. No, hai da. Și gata, Dorel și-a intrat în simțiri. Da, vă dați seama ce simțiri are el acum. Asta trebuie să facă de fiecare dată, pentru că nu este un șofer atât de bine experimentat și mai are de multe de învățat. Vă dați seama. No, hai da, acum Dorel simte că este în reflexiile lui total de Walnut Way. Auză, opa! Ăla-i Dorel, o scăpat cu viață. O, da, din asta nu mai scăpa cu viață, vă dați seama. Ce l-o bușui pe ăla, ai de capul meu. No, bun, hai da, rapide, după aia, Dorele. Nu s-a întâmplat nimica. Puteți fi siguri că nu s-a întâmplat nimica pe aici. Patinează cu aia pe șosea, vă dați seama. Ala-i. Așa se învață unul să conducă, așa se învață altul să fie călcat. Iar așa se învață ăștia să parchează greșit pe aici. O, de capul meu ce-o luat.